Am încetat astăzi în în funcție a șefului jandarmeriei române, domnul colonel Ionuț Sindile, și l-am împuternicit în această funcție pe generalul de brigadă Constantin Florea. Domnul general a ocupat până astăzi funcția de inspector șef al Inspectoratului Județean de Jandarm Dolj, are o experiență în jandarmerie de aproape 30 de ani și este unul dintre puținii generali ai jandarmeriei române. Principala mea așteptare de la generalul Florea este să, a, să facă de îndată o analiză a activității Inspectoratului de Jandarmi, jandarmeriei române, urmând ca acesta să-mi prezinte în o săptămână primele măsuri pentru eficientizarea activității acestei instituții.